Acum să dăm drumul la ședință, de ce putem începe? Da. Deci, domnilor consilieri, vă pot anunța programul de desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare telefonică a Consiliului Local Scorțeni din data de astăzi, 31.03.2021. Așa cum a fost convocat conform dispoziției 72 din 23.03.2011, rezultă că s-au primit mapele de cei 13 consilieri, fiind întrunit cuvorumul prevăzut de 139 și 134 amiatul 3 din OG 57 din 0307-2009 codul administrativ. E ca de consecință, vă rog să-mi permite să vă prezint ordinea de zi. La articolul 1 avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28.01.2021, respectiv 26.02.2021, al Consiliului Local Scorțeni. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea de contări contravalorii călătorii prin mijloacele de transport ale persoanelor didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna februarie 2021. La punctul numărul 3 avem proiect de hotărâre privind stabilirea modului de înregistrare a datelor în registrele agricole ale Comunei Scorțeni de Bacău. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de tranzit pe domeniul public de pe raza Comunei Scorțeni și a zonei limitrofe a drumului DC-184 Pustiana din satul Scorțeni, Comuna Scorțeni din Bacău, cu investiții în sistemul de alimentare cu gaze în vederea realizării de către OAT Comuna Pârjol a proiectului înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în Comuna Pârjol cu satele aparținătoare, Pârjol, Băhneșeni, Bârnești, Băsești, Câmpeni, Haineala, Pustiana, Tărâța, Himeni, Județul Bacău. La articolul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și de profil de activitate și a orarului de funcționare pentru agenții economici de pe raza Comunii Scorțeni, Județul Bacău. Așa cum am amintit, toate proiectele sunt inițiate de domnul primar. La articolul 6 avem proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de uz de servitute pentru o suprafață de 40 de metri pătrați, teren proprietate publică a Comunei Scorțeni, către Sece del Gaz, Brit Fiesa, în vederea întăririi resele pentru alimentarea cu energie electrică la locul de consum, Paralescu Octavian, înlocuire firidă existentă de tip E14 cu firidă tip E26. La articolul 7 avem întrebări, interpelări, informări ale primarului și a consilierilor locali. Doamna președintă, vă rog să puneți spre discuție către consilier. Spun bună ziua tuturor consilierilor care urmează să răspundă. Mai întâi de toate, propun domnului secretar ca pe viitor, la următoarea ședință, să fie trecut la articolul numărul 1, un proiect de hotărâre privind organizarea ședinților ordinare, care necesită să fie față în față, întrucât sunt foarte multe probleme de rezolvat, care online nu sunt înțelese, este la fel ca învățământul online, cum mai scrie legat la ochi, și rolul acestor întrevederi între consilieri este acela de a rezolva niște probleme. Pe hârtie scrie una, în realitate este alta și noi înțelegem altceva. Așa că prin dezbatere vom putea ajunge la o soluție benefică tuturor celor care propun proiectele. Sper să fiu înțeleasă și să rezolve această problemă. Trecem la următorul punct. Aprobarea articolului numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 28.01 și 26.02.2021. Voi suna pe doamna Ceaușu Narcisa. Da, doamna președintă, am notat. Da. Le aducem la cunoștință domnului primar să hotărască asupra acelui aspect. Și cred că este foarte important lucrul acesta. Avem loc suficient la Căminul Grigoren, distanță fizică și 3 metri,
Păi ia uite ceva. Alo? Da. Bună ziua, sunt Măgirescu Tamara, președinta ședinții Consiliului Local. Da. Și în legătură cu articolul 1, aprobarea procesului verbal. Da, sunt de acord. Da. Ești de acord? Da. La articolul 2. Proiect de hotărâri privind decontarea contravalorii călătoriei. Da. 3. Proiectul de hotărâri stabilirea modului de înregistrare a datelor agricole. Aici. 4. N-am să-l citesc tot pentru că dumneavoastră l-a citit, privind avizul tranzitării conductei de gaz pentru pârjor. Da, de acord. Da. 5. Proiect privind aprobarea regulamentului pentru eliberare. Aici sunt ceva discuții. De exemplu, aici am acție. Pentru că eu mă gândesc, de exemplu, la o familie tânără care i-a luat casa de la bunica și vrea să deschid un magazin de granel de haine. Da. Dar trebuie să facă neapărat să aibă termofane, să aibă nu știu ce de la început ca să iei autorizația. Eu am dat un exemplu. Da. Eu sunt de acord. El trebuie să aibă, să ia autorizația pentru casa care stă și pe parcurs să... Da, 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 da. Abținere sau nu? Abținere. Da, da, e discutabil în continuare. Iar proiectul 6, privind acordarea unui drept de uz de servitude. Da, da, aici la proiectul 6 m-am abținut aici, din ce cauză? Am înțeles că domnul Paralescu Octavian a făcut un proiect, la mai noi s-a dat nimic. Eu am văzut acum proiectul, dar... Unde va avea, da. Unde vor fi acești 40 de metri pătrați de să fac foarte mult. Da. Unde vor fi am pasat și de ce să-i dăm pentru totdeauna, deci la Deogaz. Dar din pământul meu să vină să aibă bună încredere aici. Deci, întâi și întâi, vreau să acest proiect. Da, și să vin să prezinte față în față. Da. Da. Și unii... Da. Da. Am înțeles. Da. Da. Eu sunt de acord. Băiatul are nevoie de așa ceva, dar am înțeles că el a făcut un proiect. Noi l-am dus, dar nu avem absolut ce proiect. Proiectul la domnul secretar. Mai mare. Da. E la domnul secretar proiectul. Da, trebuia măcar o schiță, ceva să ne cunoștură, să vedem cu ceva, unde va fi luat. Da. Păi măcar trebuia să fie explicit scris. Cum? Să fie mai explicit. Așa eu am crezut că e pentru Deogaz, nu pentru... Da, înțeleg, da. Bine, mulțumesc. La revedere. Așa, trecem acum la Abraham Nuța. E complicat. Nu, dar să nu mai trece și atunci te rând una asta inițială, deci asta era... O să faci tot din dată. Dacă bugetul ne omoară acum, deci tu astea... Asta de mai trebuie făcut deschis automat, nu mai... altfel. Se apelează, dar nu s-aude, dar nu înțeleg de ce. Linie ocupată, sări. Viețatorii. Deci, nu am răspuns primature. La... Mai, dar toți vorbesc. Thank you.
Alo, bună ziua, sunt Măgirescu Tamara. V-am sunat legătură cu aprobarea proiectelor de hotărâri din cadrul ședinții Consiliului Local. Da, doamne. Da. La toate, da? Da, da. Bine, am rezolvat foarte repede, mulțumesc. Bine, da. Da, la revedere. Da, la toate, la el. Bine, am rezolvat. Mergem la... La ce că eu nu înțeleg. Bună ziua! V-am sunat legătură cu ședința Consiliului Local, sunt Măgirescu Tamara, privind aprobarea articolelor din cadrul ședinței. La 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței. Da, sunt de acord. Da. Așa. Mai departe. Proiect de hotărâri privind aprobarea de contări. Da. Proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de înregistrare a datelor în registrele. Da. 4. Tranzitarea conductei de gaz pentru Comuna Pârjol. Da. Apoi, 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate și a orar de funcționare pentru agenții economici pe raza Comunei Scorțeni. Aici așa avem o întrebare. Da. Referitor la acest raport, acest regulament pentru eliberarea autorizației, practic ăsta este un regulament cadru care este în toate unitățile din toată țara sau este un raport care... Am văzut că e făcut pentru perioada de 2020-2024, suntem în 2021. Domnul secretar, cred că vă răspund. Deci sunt norme în vigoare pe care trebuie să le adaptăm la comune, la orașe. Deci, ca atare, este temeiul legal care ne impune respectarea consecinței anumitor reguli. Și ca atare, s-a analizat problema conducerea și cu serviciul care eliberează autorizațiile și s-au pus condițiile care să fie să respecte legislația în vigoare. Ok, dar vreau să vă întreb, este, adică se mai putea completa cu ceva sau s-au pus altceva în afară de ceva? Nu putem să punem mai mult decât prevede legea. Aha. Deci sunt niște norme care trebuie să le respectăm, să ne cadrăm în limita lor. Am înțeles. Că oricum, ca și autorizația de funcționare, bănuiesc că până la, adică ce știu eu, până la autorizația de la primărie pentru autorizații funcționare, trebuie autorizație de la DSV. Da, care au alimente, care, da, sunt alte demersuri care vin și le anexează la cererea pentru eliberarea autorizației. Exact. Practic, ei urmăresc toate cerințele respective din acel regulament, nu? Da. Și România, practic, primăria face doar o formalitate finală, practic. Dacă vine cu documentele, eliberăm autorizația, dar dacă nu vine cu documentele, vă dați seama că ați văzut și s-a întâmplat și în București, colectivul și cu alealte și e păcat de Dumnezeu să intrăm într-un balamuc de ăsta, să zic așa. Da. Ceea ce am văzut așa un pic, să zic, nu știu cum să-i spun, am văzut ceva despre tâmplăria spațiului. Da. De termopan. Da, trebuie să fie... Apă curent. Plastice, armate, sau alte da, materiale. Da, da. Care se conferă ambient plăcut, poate să fie și material. Da, corect. Da. Da, le stratificat, sunt o groază de materiale acum care, dar noi am extras de acolo niște elemente care le-am extras din lege, în fond, știți, că nu le-am pus de la noi. Am înțeles. Bine, de... Practic, o regulament șadru. Da. Ok, sunt de acord cu acest proiect. Da. Și numărul 6, proiectul privind aprobarea acordării unui drept de uș și de servitute pentru o suprafață de 40 de metri, teren proprietate publică, către SC de gaz grid. Aici aș avea la fel niște întrebări.
cum ar fi, în acel, în acea cerere de la Delgat Grid către Consiliul Local al Primăriei Forțeni, este specificat o anumită chestie, la coada legală, așa. Dar, la un moment dat, este scris în groșoară, 40 de metri pătrați, în totul salvata, auzi? Da, 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 te ascult, da. Scrie 40 de metri pătrați, da, pentru suprafața definitivă de cablul S1, da. Da. Dar scrie 40 de metri pătrați, ocupată definitiv. Da. Da? Da. Mai jos scrie, se solicită drept de uz, da? Da, da, da. Dacă durată a existenței construcției, da, energetice. Da. Adică, practic, eu nu știu ce construiești acolo, 40 de metri pătrați, eu suprafață destul de maricică. Un apartament mai mic. Da, e... Suprafața locuibilă. Ce reprezintă, practic, acea... solicitare. Domnul secretar, este făcută solicitarea practic de către Paralescu, da? Domnul Paralescu Octavia, către Delgat Grid a venit la noi cu această solicitare. Da, este normal. Deci ei, ca să-și facă lucrările Delgazul, deci au nevoie de acordul Consiliului Local pentru a parcurge această suprafață de 40 de metri pătrați pentru a schimba firidele efectiv așa cum este trecut în proiectul de hotărâre. Problema este că odată lucrat și făcut, dacă ați urmărit acolo un proiect de hotărâre, scrie foarte clar că terenul se va aduce la starea inițială. Deci el își face lucrările și va aduce terenul la starea inițială. Deci nu... Da. Ce fel de lucrări asta vreau? Păi este foarte clar specificat în locuire. Rețea pentru alimentarea cu energie electrică pentru a schimba tipul de firidă, cu E14 cu E26. Acum, problema este că solicitarea este de cei de la Delgaz să le dăm acordul pentru a căpăta autorizația de la Consiliul Județean. De noi să fim de acord cu parcurgerea suprafeței de 40 de metri pătrați pentru a face lucrările pentru domnul Paralescu. Deci, am înțeles, da. Exact, unde ar fi ca și locație, pentru că asta nu este la anexată. Pentru că sunt niște hărți aici, dar pe A3, A4, 1 metru și ceva și nu este, nu a fost posibilitatea, știți, ca să le putem, să le noi ce am înaintat, v-am înaintat adresa la Delgaz cu privire la solicitarea pentru a-i acorda dreptul să de servitute, de a trece, de a lucra, de a înlocui, și aduce terenul la starea inițială, cum ne-a stabilit în proiectul de hotărâre. Am înțeles, dar ce să locuiești? Asta vreau să vă spun, pentru că 40 metri pătrați este o suprafață măricică, să spun, că dacă... Da. E problema de cablurile care vin către feridile astea două. Unde vin? Asta vreau să vă spun. Dacă este la marginea teritoriului, suprafeței, nu știu, proprietatea personală a lui, sau dacă... Este proprietatea personală, din moment ce este scris foarte clar la obținerea autorizației. Doamna contract. Eu fac cu ceva timp, nu cu atât de mult, am avut și eu tot asta. Eu nu știu ce-a fost, ce prevede locuirea asta respectivă, dar și eu urmeră la proprietatea personală, la casa mea. Nu a trebuit să fac cerere de gazul la primărie, să dea drept de... Da, eu vă înțeleg, dar adresa este făcută către noi să le dăm acordul ca ei, pe baza hotărârii noastre, să poată să meargă să se ia autorizarea proiectului la Consiliul Județean, că nu le dăm noi autorizarea. Da, dar unde se face? Ce se apă? Unde se locația. Face? Locația. Locația spune foarte clar. Deci loc de consum, Paralescu Octavian, în locuire firidă. Da, iese din satul Scorceni, comuna Scorceni. Da, dar el la poartă n-are loc. Și lumea nu știe că are apartament la bloc. Eu, după câte am înțeles, este în spatele blocului unde este dispensarul. Dar astăzi am aflat și eu. Păi în spatele blocului, dacă sunt 40 de metri pătrați, da? Dar fi... aparțin, cred că, tuturor locatarilor de acolo. Da, e proprietatea primăriei. Da, dar nu poate să aibă numai unul dreptul și restul nu. E numai dreptul de servitude și de uz, de folosire și de înapoi. Nu le ia cu nimeni cu el acolo. Dar toți care au avut concesionat, în finalul, au fost terenul lor. Eu
E ok ce a spus dumneavoastră, că se dă înapoi lucrarea exact cum pământul exact... Asta e inițială, da. Da. Doar ce se groapă în capul, da? Să zicem. Da. Dar 40 de metri pătrați, dacă ne referim la un cablu global, da? La un centuret de jumătate de metru, sunt vreo câțiva metri buni, da? Asta vreau să văd. Și pe locația respectivă, dacă se face acea structură de așa distanță lungă, să ne gândim, pentru că o să fie problemă, noi vrem să facem canalizare și apă, da? Dacă o să fie problemă după aia de săpături, că nu o să poți să faci, să treci cu apa pe acolo sau cu canalizarea, tot va fi o problemă. Pentru că apoi o să trebuiască să cereți aprobare de la delegații să puteți face săpăturile respective pe locația respectivă. Eu locația respectivă nu o știu, de asta vă zic. Aici trebuia să dezictam o anexă cu suprafața nostru. DN nu știu cât, kilometru nu știu cum. Sau dacă spune doamna, cum o zice doamna, că e lângă bloc, așa am auzit, n-am văzut-o. Distanța respectivă, pe 0,50 metri, pe, nu știu, 40 metri, sau 80 de metri, nu știu, lungim. Atât? Răspunsul vreau. Deci, deci aici, eu nu știu nici în locația, este foarte încroșat, 40 de metri pătrați pentru suprafața ocupată definitiv de cablu, 40 de metri pătrați. Aici eu cred că ori o tehnoredactare greșită. Nu, da? Are cum. Deci vin toate adresele la Consiliul Județean. Da. Da, da. Asta vreau să vă întreb, pentru că 40 de metri pătrați, dacă s-o potim, domnul Paralescu nu are nimic împotrivă cu nimeni să facă ceva, dar, de exemplu, pe suprafața respectivă pot să facă un, eu știu, 4 metri pe 10 metri, dau un exemplu, în care să spună domnul cu cablu și pot să spună panoul solar. Problema este, este cablu vechi. Este amplasamentul cablurilor vechi. Deci noi nu mai trebuie să le dăm dreptul să le schimbe, să mute silindrele sau mai departe. Mai de, nu este problema să le dăm definitiv, ele sunt îngropate. Păi da, dar sunt ele, de acord, cu toate un pic de ceea ce mi le-ați spus la MAP, la Prălăveț. Cererea de la Delgatris către Consiliul Local. Uitați-o un pic. Da, păi 40 de metri pătrați trimis, care este trimis la adresa pentru certificatul de urbanism la Consiliul Județean. Acum, după cum știți dumneavoastră, da. Da, dar scrie, cum vă zic eu, 40 de metri pătrați. Păi 40 de metri pătrați scrie și știu că asta este adresa pe care au îngropat cablu. Eu nu să dau mai mult sau mai puțin, ceea ce solicită. Da, domnul secretar, dar scrie suprafață ocupată de definitiv de cablu. Păi da, ăla rămâne sub pământ. Cum să nu-i dai? Dacă este drept de servitude, să-și îl schimbi. Sau Dumnezeu știe ce face el acolo. Este mai jos, scrie, să solicită dreptul de uz și servitude pe suprafața de 40 metri pătrați, reprezentând suprafața ocupată de cablu LES 1 kW, pe întreaga durată de existență. Mai mult dar n-am ce să vă spun. Mai deasupra unde aș fi dumneavoastră, scrie 40 metri pătrați îngroșat și subliniat pentru suprafață ocupată definitiv. Asta vreau să vă zic. Dacă este un șant de un metru, să zic, da? Nu pune jumătate, de un metru. Un metru de lățime are 40 de metri lungime, da? Să dai cu 40 de metri pătrați. Ok. Și dacă este altceva, trebuie să fie un eu vă înțeleg, dar eu iau ca atare planul de situație și adresa înaintată, pentru că îi știu mai bine măsurătorile făcute în teren. Eu nu să știu cât spațiu are el îngropate în pământ de când o fi în cablurile astea care sunt iles 1 kW. Ele sunt acolo. Care îi lungimea lățimea și ăla e. Dar
Dar are cum să fie tehnoredactar din moment ce este înaintat și la Consiliul Județean pentru certificatul de urbanism, la aceeași suprafață este trecută, deci prin care se certifică necesitatea înlocuirii pe această suprafață a cablurilor care le-au împământate. Ok, eu vă spun în felul următor, da? Spuneți. Dacă este să fie așa, pentru întreaga durată de existență a construcției, conform planului situat, care nu l-am văzut, da, exact. O să treceți pe la noi și o să-l vedeți, că este mare. Drept de servitute așa, 4 metri pătrați, ok? Dar cu aici, întreaga durată de existență a construcției, adică cei lucrări au ei, după aia redau terenul exact cum ați spus. Corect, da. Aici sunt de acord. Dar dacă va fi problema la ceea ce este îngroșat și va fi definitivă, 4 metri pătrați, de suprafață ocupată definitiv, adică 4 metri pătrați, o suprafață destul de mare, da? Poate ca și suprafață, poate jumătate de bloc, da? Aici să știți că eu nu o să răspund pentru această neconformanță în ceea ce este declarat. Pentru că noi am făcut proiectul de hotărâre, în baza acestei adrese, care este stampilată de Delgaz, a fost înaintată la Consiliul Județean, care l-au înaintat către noi să le dăm autorizare, că este semnată chiar de domnul președinte al Consiliului Județean, de problemele care sunt de secretarul general al Consiliului Județean, de cei care sunt în problema de arhitectura județului. Deci, ca atare, noi am promovat prezentul proiect de hotărâre pentru a le da dreptul de servitute și de uz. Atât. Eu ceea ce vreau să vă zic. Sunt de acord cu dreptul de servitute, de locuirea cablului, de porțiunea respectivă de care se spune că este cablul și doar să locuiește, da? Predarea terenului la scorna inițială. Dar dacă va fi problema și va rămâne, nu știu, de 40 de metri pătrați, cum v-am zis eu, o să-și facă panouul solare, da? Atunci să răspundă domnul primar sau cine a tehnoredactat sau cine, nu știu, cine nu a anexat conform. Pentru a vă lămuri, domnul consilier, pentru a vă lămuri și a fi mai clară situația pentru dumneavoastră, noi avem dosarul, dar v-am spus, hărțile foarte mari, de un metru și ceva și nu aveam cum să le punem la dispoziție. Doar în cel mai rău caz, dacă ca să vă lămuriți mai mult, o să analizați când o să treceți pe la noi, pe la instituție, să vedeți care sunt documentele anexate de la Consiliul Județean, avizate și stampilate, ca să știți că noi totuși suntem sunt în legătură cu cei de la Consiliul Județean, pentru că ei eliberează autorizația, nu noi. Noi nu mai dăm avizul. Ok, eu sunt de acord, dar pentru exact să se specifice acolo, pentru exact o scrie acolo, nu perioada, nu partea îngroșată, da? Nu, eu nu pot să fac altceva decât ceea ce am în adresa lor și cu avizul Consiliului Județean, pentru că Consiliul Județean mi-au trimis, deci, pentru certificatul de urbanism, care spune autorizarea executării lucrării de construire în teren de cea, exact ce este trecut în proiect. Deci eu am preluat din certificatul de urbanism care l-au transmis Consiliul Județean la noi. Deci eu nu pot să fac eu modificări decât ceea ce îmi impune Consiliul Județean, care va autoriza construirea în bază. Noi trebuie să dăm avizul, proiectul de hotărâre și autorizația o dă Consiliul Județean. Ok, eu v-am zis, eu sunt de acord cu pentru să dăm pe 4 metri pătrați pentru întreaga durată existenței construcției, da? Da. Corporanului de situația anexată, care nu l-am văzut, da? Dar să nu ne credim că acea perioadă, poțiunea de 4 metri pătrați, va fi îngrădită sau eu știu ce va fi pentru că v-am zis, deasupra fie suprafață ocupată de venitiv de cablurile, dar la cablul ăla pot să fie un circuit de panouri solare de 4 metri pătrați, de 2 metri. Eu nu am idee care este lungimea de unde s-au legat ei ca să pătrundă la țelidă. Asta e toată problema în planul ăsta care este venit aici, este foarte... Da. Da. Eu v-am zis, sunt de acord pentru înlocuire, să se îmbunătățea pe rețeaua, ceea ce este specificată lor. Dar dacă va fi problema să fie o porțiune de un 15-4 sau mai mult, ca să fie 4 metri pătrați ocupat după aia de venit cu cablu sau într-un panou solare,
trebuia specificat altfel în contractul, în proiectul acesta. Da. Ok? Da. Bine. De aceea ce trec? Da. Da? Bine. Așa, cum am învățat. Mulțumesc! Una mai, da? Da, da, una mai. Boțan, așa, Bețan, Ton. Așa, și că tu rufăi la mine de atâtea ori, dar nu tu să-mi trebuie să-i arăt dosarul. Dar nu poți și asta. Păi noi azi să vin, 200 nu știi. Alo! Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt... nu mai sună cineva. Sunt Magirescu Tamara, președinta ședinței Consiliului Local. V-am sunat în legătură cu aprobarea articolelor din ședința de astăzi. La articolul numărul 1, privind aprobarea procesului verbal. Da. 2. Da. Dumneavoastră le-ați citit. Decontarea. Da. Așa, nu le citesc toate că așa. 3. Modul de înregistrare a datelor în registrele agricole. Acesta am o întrebare pentru... Domnul secretar. Da. Da. Domnul secretar. Da. Mai procedere mijloace necesare în registrul agricol în format electronic? Nu. Păi deocamdată de-abia s-au primit programele. Nu, abia au primit da. Programele, spune. Da. Se trebuie aprobate de Consiliu, să le putem înregistra și în formă scrisă, pe foaie, pe registre, și pe urmă mai urmează în format electronic, pe calculator, să vină, știți, când sunt două analize, să mergem mai repede pe calculator decât să... să sigur, dacă este primit, da, este da, doamna, da, este doamna colegă. Și populația o să aibă acces la registru în format electronic sau o să fie urcat pe site-ul primării? Păi e drept deocamdată să aprobăm și când îl încărcăm. Ați înțeles? Trebuie încărcat întâi, că este o muncă destul de elaborat. Nu se poate, vă dați seama, atâtea parcele, atâtea suprafețe, atâtea sole, atâtea... Să se merge de acum cu aprobarea, intră rapid pe... O să dureze până încărcăm, știți? Articol. Fiindcă e un proiect de hotărâre, am citit aici, să zicem, felul următor. Din anul 2021, prin 2024, nu am format electronic și nu scris, de asta v-am întrebat. Problema este că s-a demarat procedura de încărcare electronică, dar vă dați dumneavoastră seama că trebuie să le avem și mai ales acum noi lucrăm pe alea din 59-62. Și deci va fi o muncă elaborată. O să mai colaborăm cu colegii care nu e așa ușor să introduci în format electronic. Și programele care sunt. Deci de asta și solicitat aprobarea prin Consiliul Local a înregistrării în format electronic. Da. Numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea tranzitării conductei de gaz pentru Comuna Pârjoar. Am înțeles, dar da. Sunt de acord și cu ăsta și da. Am și o mențiune aici, așa, da. Ca și comună. În ce stadiu suntem cu evoluția aducțiunii de gaz? Sunt proiectele depuse la Medius, acum doar și dumneavoastră știți câte avize ne trebuiesc. S-au depus pe la Consiliul Județean, chiar ieri, domn primar, nu știu ce mai... Ceea ce vreau să vă întreb este de ce cauză, dacă noi am aprobat odată lucrul ăsta, sau mai cerut să vă de gaz? Pentru că așa sunt reglementările venite, că nimeni nu... Deci, vedeți dumneavoastră cum sunt reglementările de astăzi. Noi ne dăm avizul la cei de la Pârjor, noi o să cerem avizul celor de la Ardevan sau de la... Deci, noi facem aici, fiind vecini, ne trebuie acordul, ca să ne putem începa la gaze care sunt pe teritoriul lor. Deci, asta este procedura, de asta. Acest articol. Da. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de... Aici nu sunt de acord și vin cu niște specificații. Nu știu cine a elaborat acest regulament și ce măsură primăria a făcut lucrul ăsta, pentru că prin prezentul regulament, agenții economici sunt puși la zi, propriu zis.
Plus că primăria îți însuțește niște atribuții care nu-i revin. Dar nu este atribuțiunea noastră să nu respectăm legea. Noi le-am spus asta din niște texte de lege, deci nu le-am făcut noi ca așa am vrut noi. Dacă vă uitați un piculeț acolo, sunt niște reglementări foarte clare venite din textul de lege. Dacă noi nu le trecem, pe urmă o să apară alte probleme, da, spuneți. Proiectul cadru este legea, după care noi ne-am ghidat pentru fiecare literă de lege care spune trebuie aia, știți? Domnul secretar. Spuneți. Eu vă zic așa, de exemplu, articolul 9, zice cererile obligatorii ca un spațiu construit de poată pe autorită să se procedeze la renoirea autorității în vederea de desfășurării unei activități, sunt următoare. Și la aliniatul ce zice așa, existent acordul scris al tuturor locatarilor proprietari dintr-un domn care e element în comun cu spațiul. Deci asta semnifică că orice agent economic care vrea să deschidă ceva, de exemplu, la blocul de la Scoție, deci dacă unul din locatari nu este de acord, deci omul ăla nu poate să deschidă, care au făcut investiții de sute de mii de euro sau zeci de mii de euro pentru ca să cumpere spațiul respectiv, pentru că asta e atribuția spațiului. Și o să atârne de un singur. Da, dar dumneavoastră când faceți investiția prima dată, trebuie să stați de vorbă cu cei care sunt. Când doresc și text de lege, că nu le-am făcut noi, că am vrut noi. De asta vă spun. Acum, dumneavoastră, ce propuneți? Să nu mai treci în chestiunea asta care e prevăzută în lege? Nu știu. Eu ce punct de vedere. Așa. Articolul 10 zice în felul următor. Spațiul care se desfășoară activitate pentru care se duce ca autoritate va trebui să îndeplinească următoarele condiții. Și una din condiții la liniatul el zice așa. Se menține curățenia părții carosare a străzii sau a drumului locului de parcare. Îndepărtarea zăpezii și chestii de pe trotuar. Bun, am înțeles. Dar tronsonul de drum din fața crâșmii, restaurantului, societății comerciale, este intervine pentru curățare în atribuția cine administrează drumul respectiv. Dacă este în fața acum este știut. Și la oraș și peste tot, închid în fața magazinului dumneavoastră, ai făcut curățenii. Deci ce sunt? Da. La articolul 10, deci, iar la fel, deci, articolul 10, punctul 10, deci, tâmpăria spațiului trebuie să fie model prin aceste din materiale moderne, aluminiu și materiale spațiu. Deci asta obligă progresiv acel agent comercial, dacă are tâmpăria din lemn, să schimbe tâmpăria din bun, atunci dumneavoastră veniți aici cu un amendament și ce vrea dumneavoastră să scriu ca să completez regulamentul. Da, că doar asta este toată, că doar este proiect de hotărâre, îl mai adunăm, îl mai scădem. Iar ce mi se pare o aberație extrem de mare este articolul 12, în care sunt multe nereguli, articolul 12, unitățile de arbitraj prevorbesc îndeplinească următoarele cerințe, în care scrie că îi se suspendă sau îi se retrage autoritatea de funcționare. În care zice așa la litera C, verificarea zilnică de către angajatori a stării de igienă individuală și de sănătate a angajaților, consemnarea acestei verificări, precum și interzicerea realizării angajaților pornat sau compreșent. Domnul secretar, deci asta nu intră în atribuția oricărui administrator de firmă, asta ar însemna că fiecare om care vine la muncă la el, se vine cu un aviz medical zilnic. Dacă dumneavoastră aveți produse alimentare, când veniți la autoritate, nu trebuie să luați avizul de la Sănătatea Publică, să faceți cursuri de igienă? Domnul secretar, dacă la fel deja intră în atribuția medicului care stă carnetul de sănătate, nu în atribuția primării. Păi da, sunt cerințe. Păi da, dumneavoastră, fără ele nu veniți la noi. Dar dumneavoastră trebuie să prezentați la primărie documente care sunt cerințe acolo. Da, una e să adresez documentul și alta să mi se retragă asta. Deci nu mai zic articolul 15, în care poate zice așa, autoritățile de funcționare și profil de activitate pot fi retrase sau secretar în vederea suspendării sau anulării, ca urmare a nedeplinirii sau îndeplinirii defectuoase în următoarele condiții. Și la litera A spune semnul de asta. Lipsa sau funcționarea defectuoasă a fiind iluminate.
Deci în momentul în care eu am o societate și firma mea mi-a luat pecul de la firma de viața, sau stă într-o parte, sau eu știu, e propuită, vine domn primar, vine domn secretar, sau vine domn polițist local, orice cine vine din primărie și spune, domnule, retragem autoritatea de funcționare. Fiindcă nu-mi place cum e firma. Deci nu se poate. Astea sunt texte de lege. Auziți, domnul... Lineazul de zice așa, documente de provenință a părții, bunurile a instituției sale, de când primăria are atribuții de să controleze documentele de provenință. Dacă ele sunt trecute în textul de lege, acum noi ce facem? Să nu mai respectăm? Ce fel de regulament să facem dacă nu mai trecem textul de lege? Regulamentul pentru care este toate primăriei de județul Bacău și de toată România. Și la articolul 27, și cel mai periculos lucru care este aici, așa, orice dispoziții contra prezentului regulament, ia lor. Deci noi dacă, acceptăm la acest document de redactat, s-au lăsat în formă inițială. Mă scuzați, deci acest regulament este nu pentru mine, vă rog frumos, consemnat. Da. Nu este, deci nu îl votez. Și articolul numărul 6, privind aprobarea acordării unui drept de uz și de servitute pentru o suprafață de 40 de kilometri, de metri pătrat. Da. La locul ăsta, nu ți-am zis aici așa, iar nu am nici nevoie cum poate să facă problema, dar este un fel următor. Eu cred că trebuie amânată și nu-l rotesc de acesta, din cauza cum există o listă a ideau unui articol de 40 de metri, din că ea 40 de metri, vine puși. Vine 40 de metri, așa, pentru suprafață ocupată de zinitiv. Dar totuși ne-a trebuit o schiță să vedem și noi unde se face lucrarea respectivă și pe unde trece. Cred, după părerea mea, fiindcă un document justificativ nu există aici, în care să vedem și noi. Aia 40 de metri se referă la șanțul care vine pe unde trece firul respectiv, sau sunt 40 de metri compați. Nu scrie linia, scrie 40 de metri pătrați. Vedeți că aici e problema, da. 40 de metri este următate de un apartament. Da. Și unde se află, că nu există nicio schiță, și nici nu ne zice, sunt 40 de metri liniari care trece de la, eu știu, de la transformator la pirita domnului Paralescu, sau sunt 40 de metri compact. Fiindcă noi dacă dăm domnul ăsta și nu știm, acei 40 de metri este ocupată definitiv. Da, deci aici rezultatul? Da? Nu. 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 Bine, mulțumesc. Plăcere. Dacă nu zic cu amendamente, e mai greu. Trebuia să... am întrebat de amendamente și au zis că nu. Eu mai mult de atât nu pot să fac. Sunt texte de lege care trebuie să respectăm cu toți. Mulțumesc, domnul. Ce? Îți am numărul și... Alo? Bună ziua! La secție repede, la punctul 7? Pe care e 7? Întrebări, interpelări. Păi acela știi tu? Păi știa așa și mi-a făcut doamna altă. Aaa, dar eu am întrebat altceva. Ok. Da. Vreau să întreb ceva. A făcut o solicitare. Ce că? Da. A făcut o solicitare pe 28 aia pentru... sau ceva de genul, undeva pe 20 și ceva pe ea. Pentru a-mi da niște acte, niște documente care o să ajute în îndeplinirea mandatului. Nu am primit nimic deocamdată. Am mai făcut o solicitare la o altă ședință în care să ne se aducă contracte de telefonie mobilă cu numerele de telefon câte sunt specificate în acel contract. Da, știu și eu. Câte așa. Nu mi s-a adus deocamdată nimic la cunoștință, dar vreau să se... Domnul consilier. Eu m-am rugat frumos, pentru că în mapa care este, o să verific și eu după ce se termină ședința, dar pentru orice lămurire, ca să văd despre ce este vorba în solicitarea dumneavoastră din ianuarie, am venit la finalul, nu? A zis finalul lunii ianuarie. Dacă puteți mi-o lăsați să lămuresc treaba, eu vă dau răspuns în cel mai scurt timp. Nu,
Eu o să vă aduc și o copie. Vă rog frumos, dacă să... M-am uitat în mapa care ține eu toate evidențele, n-am dat peste ea. O să mai vezi. Dar dacă dumneavoastră aveți drum pe la noi și vă fac o xerocopie și pe urmă vă promit că în cel mai scurt timp vă înaintez ceea ce solicitați. Da, vă rog, eu vă rog din suflet că s-ar putea să rătăci pe undeva în calitatea dosare, atâtea chestii. Da, deci și privitor la telefoane și la astea la alte, trebuie să merg la contabilitate, vă spun la dispoziție, că nu putem scoate contractele. Contractele au un caracter providențial acolo. O să mergeți să vedeți la contabilitate care sunt, cum sunt, ce și cum. Deci asta depinde de latura cealaltă a contabilității. Dacă ajungeți pe la noi, eu o să merg cu dumneavoastră și o să solicit chestia asta și să vă pun la dispoziție. Da? Ok. Bine. Bine. Bun. Sănătate, numai bine. Acum ați întotdeauna de oameni. Deci, da. Undu. Asta Adriana este. Da, Adriana Alexandru. Nu păi, dar nu uita noi, mai multe numele de telefon. Două. Până... Alo, bună ziua! Domnul Andu Andreea... Așa, v-am sunat în legătură cu ședința Consiliului Local privind aprobarea articolelor din ordinea de zi. Da. 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 6. Da. Nu, 6. Aprobarea procesului. Da, ai dreptate. Aprobarea procesului verbal. Proiect. Da. Privind cu toate. Da. Da. Da, bine? Da, păi așa ar fi și așa am și propus să ne întâlnim față în față, că altfel să rezolvă problemele. Din confruntări să nasc marele idei. Da, a fost în cod roșu, dar respectivii care, așa zise, covidați, plimbau pe drum. Dacă nu-i vedeam, nu spuneam. Da. 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 Bine. Mulțumesc, o zi bună. Așa, acum să trecem la Nuța. Să mai spun pe Nuța încă o dată. Deci doamna Avram Nuța, a doua oară o sună. Nu fost la mapa. La mapa, are tot da. Material. Da, da. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunt Magirescu Tamara, președinta ședinței Consiliului Local. V-am sunat în legătură cu aprobarea proiectelor de hotărâri în ordinea de zi. Da. Articolul numărul 1. Privind aprobarea proceselor verbale din ședințele din 28.01 și 26.02. Dacă sunt de acord sau da, 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 răspuns. Înainte de a-și vota, aș dori ca să-i transmit domnului secretar, nu știu dacă este acolo. E da. Aici, da, cu mine. Spune, doamnă. Următoarele ședințe să fie desfășurate de deschis, normal. Sunt notat, că am spus da. Și eu la început. Am înțeles. Da. S-o consemna, doamna consilier, s-o consemna da, lucrul da, ăsta. Da. Da, foarte bine. Deci, cred că să iau considerare, da? Da. Sperăm că luna viitoare să ne găsim da. la căminul de la Grigoreni cu față în față, cum zice da. Doamna președintă. Am înțeles, da. Sigur, da. Da. Eu sunt de acord cu toate proiectele. Da. În afară de proiectul 5 și 6, mă abțin. Da. Ca să fii pe scurt. Să da, 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 da. Bine. Da. Mulțumesc. Cu plăcere, să da. Mă da. Bun, da. Da, la revedere. La revedere. Da. Așa, acum să trecem la... Deci, aici o răspuns. 5 și 6 să ia puține. Da, cu Buzlidia.
Păi, dar unde am pus tante? Nu ți-a pe matale, cum te găsiesc. Da? Alo, bună ziua! Sunt Măginescu Tamara, președinta Consiliului Local, a ședinții Consiliului Local. V-am sunat în legătură cu aprobarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi. Da, proiectul 1 ce este? Acum îi licitesc. Aprobarea procesului verbal. Da. Așa, da. Da. Decontarea transportului. Da. Da. 3. Stabilirea modului de înregistrare a datelor în registri. Da, da. Da. 4. Tranzitul pentru comuna. Da. Da. 5. Aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare. Abțin, da. Și 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de uz și de servitute pentru o suprafață. Abțin. Bine, corect. Ca să... Pa! Așa, George Pina, acum am ies. Alo! Ce? Bună ziua! Acum urmai, gând la gând. Da. 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 Deci tu îți dai din start acordul pentru... Eu votez pentru la toate cele... Bine. Da. Da, și da. Pe viitor am propus un articol privind desfășurarea față în față. Fii mai bine. Ședințe deschise. Ședințele da. Deschise. Chiar dacă ne mai certăm, chiar dacă nu, dar măcar pleci de acasă că nu, dar acolo se transformă în dată. E, da. Adevărat, da. Proiectele astea chiar nu aveau ce să... Adică nu era lipsit față în față. Da, da, bine. Da. Salut, George, salut! Da, salut tu! Da, da, da. Bine, mulțumesc! Bună ziua! Bună tate! Mulțumesc, mă, Franț! George, așa... Cobut Lidia... Rotariu... Franț Daniel. Îți văd acum eu la mama. Marginescu Tamara, președinta ședinței Consiliului Local, v-am sunat în legătură cu aprobarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Articolul numărul 1. Da. Da, bine, mulțumesc. O zi bună. Da. Bunătate. Da, 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 da. Așa. Mai departe. Palcău Adrian, la 11. Eu luat mapa, deci tot s-au luat mapele, sunt în, în ordine. Măginescu Tamara, președinta ședinții Consiliului Local, v-am sunat în legătură cu aprobarea articolelor din ordinea de zi. Da. Da, la toate? Da, sunt de acord. Le-am citit, dar e de ceva pe lângă. Da, domnul secretar, da. Deci la articolul 4, da? Proiectul privind acordarea acordului de tranzit. Da. Da. Noi avem un beneficiu din acest acord de tranzit. Da, e aici domnul secretar. Păi așa cum am solicitat și noi de la, de la, și o să solicităm acordul, pentru că este o înțepare de, de la conducta de unde vine ea de la Strugari, vine și aduce terenul la stare inițială. Noi urmează să facem și noi același lucru cu Ardevanii.
să ne dea ei acordul ca să putem face șantul, să aducem terenul la partențială ca să putem demara lucrările pentru gază și noi. Deci în beneficiu avem, da, nu când aș fi de acord, sunt de acord, dar voiam să vorbim. Da, nu. Deci e vorba numai de tranzit. Adică, domnule, faci șantul, spui conducta, dar aduci terenul la stare inițială, știți? Da, am înțeles. După aia, la articolul 6, proiectului hotărârii privind aprobarea acordării unui drept de uz și de servitude, deci, doar de uz, atât, da? Ca să eu știu dacă mă urmăresc și ceva, să știu de da, deci... Da, deci, acum dumneavoastră știți mai bine. Deci, este un cablu care vine, care duce la domnul ăsta Paralescu, așa, în care el cablu trebuie să-i schimbe niște firide. Și autorizația de construcție nu o dăm noi. Noi dăm numai dreptul de uz și de servitute, atâta. Că autorizația și toate documentele le face Consiliul Județean. Am înțeles. Da, deci după lucrări, terenul devine în proprietatea unui scurt. Sigur. Nu, nimic. Da. Terenul deci, da. V-am zis să fac un precizări care eu sunt... Da, foarte bine a făcut. Da. Așa. După aia, am o problemă, se transmit un primar. Ori a venit primăvara, au început și nomade. Iar se circule. Da, păi a plecat poliția ieri, mă bat, a plecat doamna Vici, chiar la prima oră, că am luat-o prima... în ordinea, așa, este plecată poliția cu hotărârea Consiliului Local, știți că s-a dat hotărârea Consiliului Local, este, s-au înarmat oamenii cu toate documentele, s-au plecat în întâmpinarea gospodarilor. Ok, deci este pornită treaba, ca să știți. Da, mi-aș pune întrebări, cum vin ușiți doar din teritoriul cu voie noastre, având în vedere că am și stabilit printr-o hotărâre din Consiliul Local, că nu au voie să stei, nu știu. O plecat, v-am spus, acum dimineață chiar și doamna Tamara s-a găsit cu doamna Vici și-i plecată cu poliția cu tot să vadă cum lămuresc treaba cu hotărârea Consiliului Local. Nu hotărăști nici primarul, nici viceprimarul. Este hotărârea Consiliului Local care trebuie dus la îndeplinire. Da, eu lucru bucurător, dacă s-au care treaba de... Da. Așa, după aia și mai avea tot așa fi. Transmiteți domnului primar. Haideți să nu mai facem ședințele astea. S-a stabilit, domnul Patru. Acum aveți efect în dreptate. Problema este în felul următor. Doamna Tamara, încă de la începutul ședinței, o arăta să consemneți că nu se poate face un proiect de hotărâri pe direcția asta, dar eu vă asigur că următoarea ședință din aprilie va fi, cum zice doamna Tamara, față în față. O să fie cu bugetul, care buget va fi dezbătut în ședință deschisă, așa, la Cămin la Grigorie. Deci, cred că de acum sperăm să mai liniștească și vremurile astea, știți? Da, știți, de ce nu știu cât de eficient. Eu văd doar după o lună ce-a propus un coleg de-a meu sau ce-a propus un colegul meu de pe o lună, nu știu cât de eficient. Altfel, față în față, discutăm, vorbim, da. Oricum, în ședința din aprilie va veni și bugetul și se vor dezbate clar și vor fi foarte multe probleme de discutat. Ok. Și așa mai spus domnul primar, față-n față cu niște stațiile astea de autobuz arată parcă suntem o comună părăsită. Nu știu, o întreprins ceva, nu. L-am lucrat să facă. Deci până nu vine bugetul, nu putem aloca nimic, nu sunt parale. Vine, acum dumneavoastră când o să fie și o să, înainte de ședință, va fi în dezbatere publică, el deja, bugetul este pus pe site, dar mă așteptăm niște sume care vin la Consiliul Județean. Și în dezbatere atunci când vor fi discutat bugetul, veți veni cu propuneri și dumneavoastră. Că doar suntem aici, dumneavoastră, sunteți organul legislativ și să vedem ce și cum ce se poate face, să fie ok. Da, ok. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Cu plăcere. Sunt de acord la toate proiectele de hotărâre. Și dacă știți, am mai propus de undeva un plan de acțiune cu deșeurile reciclabile. Ai întreprins ceva sau nu știți? N-am idee. De ce să vă spun? Când mai treceți pe la noi, săptămâna viitoare sau când aveți timp, că acum o parte au sărbătorile pascale, o parte... Da? Bun, ne auzim cu drag atunci. O zi bună! Doamne ajută, numai bine! Mulțumim! La revedere! Să mă să propunem ca președinte pe... Dar nu văd unde e Mihaela. E acolo? O găsiți acolo pe tabel. Nu-i trecut aici cu... Te uitați la data din de acolo. Mihaela, care am găsit. A găsit? Da, m-am dobit.
respectiva asumăgire sub Tamara v-a sunat în legătură cu aprobarea articolelor din ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. Da. Da. Sunt de acord cu ordinea de zi. Da. Da. La articolul 1 sunt de acord. Da. Și la articolul 2. 3. Da. Și 3. Da. Și 4, cu toate că nu știu de ce nu suntem și noi prin șaia. Tu mai faci focul la sobă între timp. A, da. Sunt și mai multe. Trebuie să fim și noi prinși aici, nu? Dacă trece pe la noi... Avem tronsonul, doamna Sărmâna. Doamna consilier, noi suntem pe tronsonul Ardeoani. Ardeoani și Măgirești. Da, Măgirești, care vin pe alineamentul pe strada principală. Este în lucru, da. Știți cumva când ajunge și la noi? Deocamdată să fac listele, s-au depus proiectele, că sunt o groază de avizie luat asupra domnului proiectului, mediu, apei. Vă dați seama că tranzitează. Ele sunt în lucru, pentru că ieri chiar a venit domn primar de la Măgirești și domnul de la Ardeoani și au plecat la Bacău pentru începerea primirii avizelor, că durează, vedeți dumneavoastră. Dar să sperăm că este demarată treaba și așa cum noi le-am dat dreptul la cei de la Pârjol să dăm avizul, așa o solicităm și noi de la Strugari, o solicităm de la Ardeoani. Da. Articolul 5 mă abțin. Da. Da. Și la articolul 6 mai trebuie să fie o schiță acolo. Da. Și noi pentru un fir de lumină, mă rog, un cablu de 40 de metri, mi se pare cam... se mai poate revizui. Da. Da. Bine, și la interpelare aș vrea ca totuși să ținem ședințele față-față, fizic, odată ce se pot și în alte părți și nu cred că suntem chiar într-o incidență așa de mare a cazurilor. Nu, dar se poate la noi că e spațiu suficient la Grigorie. Da, sigur că da, Deci da. Chiar nu văd de ce nu putem să ne întâlnim. Pentru că altfel ar fi reacțiile, altfel ar fi discuțiile. Da. Da, deci asta este. Sperăm că luna viitoare să ne întâlnim, da? Cu siguranță. Da. Atunci va fi dezbătut și bugetul și automat trebuie să ne găsim față în față. Da, bun. Bine, mulțumim, o zi bună. La revedere. Bine. Bine. La revedere. Bine, domnul Zanfirescu. Bună ziua! Sunt Măgirescu Tamara, președinta ședinții Consiliului Local. V-am sunat în legătură cu aprobarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Da, nu mai iau, că n-are rost. Că... Da. Da, da, da. Din studiu. Da. Da. Da, toate, eu sunt de acord. Cu toate. Absolut toate. Da. Toate, de la 1 la 7. Da. Da. Bine, mulțumim. Da. Mulțumim, Mihai, o zi bună. O zi bună. Da. Acum, doamna Tamara, ce facem? Vă puneți întrebări? Nu. Eu nu pun nicio întrebare. M-am uitat aici pe listă, la primele 4, da, și la celelalte n-am nimic împotrivă, dar în momentan nu abține. Da, de 5 și 6. Da. Abțineri. Da. M-am abțin pentru deci că nu... Deci propunem acum ca președinte, da? Da, propun pentru următoarele 3 luni, prin doamna viceprimar Ceaușu Narcisa. Da. Întrucând doamna președin. Faraon Mihaela este nou venită, n-a mai participat la ședințe și este mai complicat. Da, consemnează. Da. Nu poți să declarați închisă, nu? Da. Declar ședința închisă. Mulțumim, să rămână. Da.